Iar nici atunci nu s-au construit mecete, dar acum se construiesc. Actuala noastră guvernare deschide tot pentru bani, cui vrea și ce nu vrea și ce vrea să construiască și unde vrea să construiască. În mijlocul Chișinăului, de acum se construiește mecete sau moschee, loc de rugăciune pentru islam, pentru islamiști, pentru musulmani. Cred că nu are rost să ocupi timpul dumneavoastră și atenția dumneavoastră să vă spun ce prezintă islamul, pentru că vedeți câte probleme ne se fac în Europa. În 1960, din spusele, să zic eu, experților în domeniu, cunoscătorilor acest domeniu, în 1960, în Kosovo, unde merge acum război, era doar 5% de musulmani. În 1960, adică 51 de ani în urmă. La moment avem vreo 95, dacă nu mai multe. Și unde se ard bisericile creștinești, bisericile ortodoxe, unde creștinii ortodoxi ca și noi se alungă din țară. Bine, aceasta se întâmplă acolo și dacă vom dormita încă o dată, zic, poate se întâmplă și la noi. Ba mai mult ca atât, vreau să vă zic. Cine nu-și dorește bine copilului său? Probabil toți ne dorim bine copiilor, nepoților și fiecăruia ne dorim bine, că așa este felul nostru de a fi. Așa este, să zic eu, spiritul nostru, așa este firea noastră de a ne dori bine tuturor și celor din jur. Și tocmai de atâta, pentru binele generațiilor în creștere trebuie să ținem piept. Trebuie să spunem un nu categoric acestor care vor să ne sodomizeze țara, adică să ne scurce cu păcatul sodomiei pentru care Dumnezeu a ars de pe pământ și Sodoma și Gomora, știți din istorie, și care vrea să ne islamizeze țara. Să-i aducă, să-i pună în capul mesei prin lege pe cei bunei, străbunei cărora intrau călări în sfintele noastre lăcașe și care dădeau foc sfintelor noastre lăcașe pe timpurile lui Ștefan cel Mare. 507 ani de la Ștefan în pace, din 1504 până în 2011, n-a fost niciun musulman, n-a fost nicio moschee, mai bine zis, și niciun musulman ca la dânsul acasă n-a fost în țara noastră, Republica Moldova. Pentru că sângele oștenilor lui Ștefan cel Mare, adică străbunii noștri, poate chiar și cineva de prin părțile noastre, deci au vărsat sânge și acel sânge ne-a păstrat pământul și credința nepătată. Și acum, prin semnătura unui ministru, ex de acum ministru, actualmente președinte al Judecății Constituționale, domnul Tănase, acest trădător de credință aduce, legiferează musulmani și îi ține o lună la dânsul în safeu, ascunși, ca să nu protestăm noi cu dumneavoastră, pentru că e timp de o lună, dacă protestam, puteam cumva să întorcem lucrurile înapoi, în starea lor inițială. Și după o lună îi scoate.